O să dau eu o altă provocare, pentru că tot ziceam despre părerile multor oameni despre produsele pe care le avem. Eu o să-ți dau un lapte. Prieten. Nu, eu am să iau un lapte. Nu, eu am să-ți dau lapte. Nu, tu nu-i lapte, noi eu îți dau lapte autohton, nu contează de la ce companie, că tot noi l-am cumpărat, nu-i facem publicitate, dar e unul și același. Băgăm trei pahare, deci tornim la cele trei pahare și facem degustare. Zici omului că ăsta e din Moldova, ăsta e din Germania și celălalt este din... afara țării. Scoția. Bună idee, apropo. Mersi, Rodica. Din Scoția. Și toate trei sunt identice, dar oamenii o să se dea cu părerea cam care este treaba cu acest lapte. Ok? Ți-ți place laptele? Ah, de fapt da, ți-ți place laptele. Publicitate și revenim. If can I try to be so much in feeling of... Bună dimineața, Anatol! Bună dimineața, copii. E cam frig, o să încerc să facem acest proces cât mai rapid, pentru da, că te rugăm. Nu e bine ce se întâmplă. Suntem în capital. Eu vreau cu a. Vreau cu a. Aha, fugi om. E ploaie și e puțină lume, ca să înțelegeți. Da, ce ăsta zdravă în care a trecut pe lângă tine, ți-i frică de el? Vine un specialist, pentru mine o să fie sărbătoare. Aha, iată-l okay. Acest specialist. Bună dimineața. Hai. Cum te cheamă? Andrei. Andrei, unde pleci? La universitate. La universitate? Și duminică învățați? Da, învățați. Hai, Andrei, da. Știi problema laptelui la noi în Republica Moldova, da? Nu știu. De o săptămână laptele moldovenesc a fost interzis. A fost interzis pentru mai multe țări europene și nu numai. Tocmai de asta noi o să încercăm prin intermediul tău să aflăm dacă laptele nostru e de calitate. Atenție! Aici ai trei pahare cu lapte, da? Unul este de la noi din Republica Moldova, unul este din Rusia și unul este din Germania. Acum tu trebuie să faci test ca să-mi spui care este laptele de la noi și să-mi spui deosebire dintre cele eu două. Nu pot consuma atâta lapte. Nu atâta, câte o uriță de fiecare. Deci, primul, te rog frumos. Cum e acest lapte? Destul de bun. Destul de bun. Intră bine, iese bine, da? Atenție, un alt lapte din altă țară. E la fel. Deja ai greșit. Deja după gust e la fel, nu deja ai greșit, se vede că ești specialist în lapte. Da, da, specialist. Și a treilea din altă țară. Atenție, atenție. În acest moment, unul din asta e din Moldova, unul de asta din Germania și unul din asta din Rusia. Te rog frumos, cum crezi tu care e din Moldova, care e din Germania și care e din Rusia? După ceea ce ai gustat tu? Păi toate laptele sunt la fel, nu știu. Nu, atenție. După gust, spus, după gust nu, dar ai simțit. Există ceva diferență. Lapte totuși se simte. Laptele de mamă și laptele de la altă mamă, înțelegi? Se simte diferența. Nu știu, nu pot să vă dau un răspuns. Încearcă un ghici. Încearcă un ghici. Asta din mijloc. Asta din mijloc e din Moldova. Da. Ok. Care e din Rusia și care e din Germania? Apropo, cu ăsta ai ghicit. Felicitări. Felicitări. Bravo, felicitări. Acum trebuie să ghicim din Rusia și Germania. Rusia, Germania, Rusia, Germania. Germania, Rusia. Din Rusia și Germania. Asta e Rusia, da. Pentru că e fără siglă jurnal TV, da? Paharul, da? Cred că și ăsta da. E din Germania. Băi, felicitări! Ai greșit, ai greșit doar la astea două. Ăsta e din Moldova și este din Germania. Hai să spun, acesta este de calitate de 25 de superioritate, după care acest lapte, spre deosebire de german, laptele rusesc convine în substanța nitritivă, iar laptele moldovenesc deja e al nostru. Da? Felicitări, din trei ai ghicit unul. Merci. Normal? Să faci, da, să faci deosebirea, trebuie să faci deosebirea dintre laptele de la noi și laptele din Rusia. Păi s-ascunde omul ăsta. Păi salut, dar nu, că nu suntem în emisie directă. Nu suntem în emisie directă, eu acolo am stai. Eu acolo am să tai. Noroc. Noroc, noroc. A, dar tu ești de est. A, sunt oameni sub acoperire. Am înțeles. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce faceți, domnule? Mulțumesc. Veniți lângă mine? Nu. De ce? Îmi pare rău, mă grăbesc. Vă grăbiți? Două secunde vă iau. Două secunde, e foarte important. Știu eu importanța pe care are. Ok. Hai să vedem speciali cum diferă laptele doamnele. Bună dimineața, doamnă. Vă grăbiți. De ce vă grăbiți toată lumea? Nu vreau să insist. Păi copii, am... A, dar dumneavoastră, ia veniți încă. Bună dimineața. Alo? Bună dimineața. Salut. Vorbim de nebuniile astea care se întâmplă în piață. Ce părere aveți? În piață, că corturile, protestele. Trebuie omorât tot guvernul ăsta și
comuniști. Dar stați pe loc, stați pe loc, că o să murim și noi. Dar ce nu vă place anume în țara asta, ce se întâmplă? Nu-mi place. Sunteți supărat cineva? Toată conducerea asta măgărească. Aveți un mesaj acum să le arătați. Să le spuneți, uitați-vă acolo, dușmanilor ce sunteți, uitați-vă acolo. Eu am fost la război și eu am... Am înțeles, haideți să luăm. Îngerii mei păzitori, mă rogăți, haideam cu mine. Dar de unde voi sunteți? Ialoveni. La Costiești? Da, da, da. Tu ești la Costiești? Nu, mă repet. Dar să vie deodată că ești la Costiești, da, da. Aici ești la Ialoveni. Băiți, voi cum stați cu laptele? Cu laptele? Și cum? Brânză. Laptele fără brânză, băieți. Laptele. Îți place laptele? Nu, nu. Nu-ți place. Băieți, haideți cu mine. Vedeți acele trei pahare? Haideți să facem un test, un mic test. Deci, noi toți știm că Republica Moldova, timp de o săptămână deja, timp de o săptămână, laptele din Republica Moldova a fost interzis în mai multe țări europene. Tocmai de asta fiți atenți. Noi avem aici trei pahare de lapte. Da? Unul este din Moldova, unul este din Rusia și unul este din Germania, capitala Germaniei. Corect. Atenție. Unul din aceste trei este din Moldova. Poți să faci un test mic să-mi spui diferența dintre Moldova, Rusia și Germania. Dar mai întâi trebuie să ghicești care e de la noi, care e din Germania și care e din Rusia. Fă un test. Gustă din primul. Este din primul, da? Asta e primul, atenție. Îmi spui țara. Moldova. Ok. Păi, tu ai noroc. Anglia. Anglia nici nu e Rusia sau Germania? Germania. Germania. Mm-hmm. Da. Și al treilea. Logic. Rusia. Cum ai făcut deosebirea? Apropo, felicitări, ești primul care a ghicit de astăzi. Eu nu știu, poate ai ghicit, poate ai gusturi, dar cum de ți-ai dat seama că ăsta e din Moldova? Pentru că, într-adevăr, ăsta e din Moldova. Cum mi-am dat seama că e mai puțin în râns. E mai puțin în dânsul, adică da. Tot ce e puțin e Moldova, da? Da, Moldova mm-hmm. E mai puțin. Logic. Germania și Rusia, cum ai făcut deosebirea? Pentru că ambele pahare sunt egale. Care e diferența dintre gustul nemțesc și gustul rusesc? Care e diferența? Sau... Care e diferența? Care ai simțit gustul? Cum e gustul laptelui din Germania și laptele din Rusia? Laptele din Germania e mai acru, dar din Rusia e mai dulce. Așa ți s-a părut, adică asta da. E mai acru. Da, da. Adică asta rusesc e tot și e mai dulce. Băieți, cine mai încearcă din voi doi? Da, dar voi știți tot răspunsul. Băi, felicitări, cum te cheamă? Oleg. Dar din ce regiune asta ești? Furnicariu. Furnicariu? Da, da. Furnicariu e serioasă regiunea. Discoteca mai este? Nu, de mult. Succes, baftă. Băi, felicitări, ești primul care a ghicit. Felicitări încă o dată. Bravo, băieți. Bravo, băieți. Asta cu la Moldova, asta e mult. Ce faci? Ia stai. Nu, noi suntem. Voi sunteți la muncă, nu trebuie nimeni să vă deranjeze, da, pentru că dacă vă vede șeful undeva la trezor, hai să mai vină un specialist. Apropo, regia, eu nici nu vă aud dacă mai sunt în emisie directă sau nu. Hai să mai luăm un specialist de la Costești. Ați observat cum băieții de la Costești repede. Am observat că papilele gustative a satului Costești sunt atât de veridice. Bine dezvoltate chiar. Foarte bine da, dezvoltate. Da, papilele, nu, că, ca să înțelegi, la noi în Costești, de mic copil, ne arde limba la tăți. Da, și noi asta nu avem, simtem. Așa e la tradiția, ca la ăștia. Bună dimineața, doamnă. Bună dimineața, doamnă. Bună, bună. Am vrut să vă spun asta, doar asta am vrut să vă spun. Hai să mai luăm pe cineva. Bă, da, dacă mai e cineva, bine, dacă nu este că, nimeni. Vine, ia acasă, că n-am încotro, dar stai, că eu mai iau unul. Eu mai iau un specialist, totuși. Eu aș vrea ca echipa din Costești să fie una câștigătoare. Pentru că s-a demonstrat științific. Costeștenii e o specie aparte. Da, da. Vreau să pregătești un premiu. My lady. O specie aparte. Doamnă, vă salut. E o zi nebună. Văd. Haideți cu mine. Cum vă numiți? Nu pe mult timp. Tamara, doamnă Tamara. Pe ploaia asta o doamnă așa de frumoasă ca dumneavoastră ce faci? Nu, duc la McDonald's, mă întâlnesc cu prietena. Vă duceți să mâncați, să mai veniți în coar. Doamnă, ia uitați ce am. Ce avem aici? Ce avem aici, doamnă? Lapte. Lapte. Uh-huh. Atenție. Știți problema Republicii Moldova cu laptele? Nu. Că a fost interzis laptele în toată Europa, laptele moldovenesc, ca nume producție. De embargo, da, știu. Da. Deci, doamnă, ca să dezbotăm toată această idee, ca să le arătăm că laptele nostru e bun, eu aici am trei pahare.
Într-un pahar este lapte din Moldova, într-un pahar este lapte din Germania, într-un pahar este lapte din Statele Unite. Dacă puteți să faceți o degustație, să ne spuneți cum credeți care este din Republica Moldova. Deci nu iubiesc laptele. Un gust, un mic. Iată, o gustare, nu tot paharul. Iată. Dar cum pot să fac degustare dacă eu nu iubiesc? Da, nu am gustul, eu nu beau lapte, vă spun cinstit. Nu beți lapte. Nici vin nu beau, dar nici lapte. Dar dați să încerc. Hai să încercăm. Haideți să încercăm. Primul pahar îl gustați și îmi spuneți cam cum credeți de unde este. Dacă vreți, haideți. Se înseamnă cu... Din Moldova, să seamă, da. Ok, dacă o să gustați pe ăsta, o să vă dați seama care e diferența. Ăsta nu. Ăsta nu? Nu. Aveți dreptate. Ăsta nu. Ăsta nu. Ăsta nu. Deci parcă primul. Primul este din Moldova. Da. Ce v-a făcut să credeți că primul este din Moldova și astea a doua nu sunt de la noi? Gust, altfel de gust, nu știu cum, chiar ca laptele, dar este n-au gust, eu nu știu ce. Deci ăsta e din Moldova, părerea mea. Ori poate el e natural, dar este... Știți că sunt din praf, poate asta eu mă gândesc. Cum credeți din astea două, care este rusesc, care este nemțesc? Din astea două care au rămas. Ăsta e Moldova, ați ghicit. De el gustul ați are, ghicit. Da. Se vede diferența, bravo. Da. Bravo. Care este rusesc, care este german din astea două? Hai să puțin ceva vie, puțin ceva, parcă cum mai are gust, dar hai să vă... A treilea nimic. Aha, deci ăsta e german sau rusesc? Poate, nu știu, că n-am... Deci, nu vreau să mă... ăsta e Moldova... Are gust 100%, dar ăsta nu prea are gust, dar ăsta, spre deosebire de ăsta, în general, da, e altfel. Da, da. Am înțeles. Da. Doamnă, să știți că ați dat un răspuns extraordinar de corect. Felicitări, doamnă. Felicitări, o zi plăcută, dimineața, veniți încoa. Și coță aici, dar... Unde trebuie să duci? Trebuie să mă duc la mamă, la serviciu. Spune-i, te rog, uite aici în emisie directă, da? Da. Spune, domnul Gabi, cel mai bine e la țară. Așa îi spui. Stop. Așa stai. Mâinile așa și spui. Domnul Gabi. Dar nu Gabi, domnul Gabi. Spune, ue Gabi. La țară e mai bine. Hai spui. Ue Gabi, la țară e mai bine. Zot. Da, las că vine tata băiatului să-ți povestească unde e mai bine.